atât de important pentru instituția noastră, dar și pentru țara noastră. Pentru că am marcat de solemnitatea împlinirii a 100 de ani de la încheierea Marelui Război și a emoționatului act al Marii Uniri, ne aflăm sub semnul necuvenite omagiei aduse eroilor neamului. Cu această sesiune de comunicări științifice, asociată într-un fericit cu lansarea misiunii de mărci poștale intitulate Făuritori ai Marii Uniri, partea întâi, continuăm seria evenimentelor dedicate readucerii în conștiința poporului român a sacrificiului, eroismului, inteligenței și idealului generației secolului al XIX-lea, căreia îi datorăm unitatea noastră națională. Am să mă opresc aici și am să-l invit pe moderatorul acestei sesiuni de comunicări științifice, pe domnul academician Răzvan Teodorescu, președinte al secției de arte, arhitectură și audiovizual al Academiei Române, să modereze acest eveniment. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule director general, pentru invitație. Cazințele voastre, domnule președinte al Academiei Române, domnule membru al Corpului Diplomatic, îmi face o mare plăcere să moderez această sesiune și acest eveniment. Datorăm conjuncții între eforturile Romfilateliei, care este absolut neobosită prin directoarea sa generală, doamna Cristina Popescu, Academiei Române, și tocmai de aceea îmi face plăcere să-l salut pe președintele nostru aici prezent, și Biblioteca Centrală Universitare, eforturi care vor să subliniez o dată mai mult importanța pe care o dăm evenimentelor de acum 100 de ani. Aproape zi de zi, începând din această săptămână, continuând săptămâna viitoare, vom avea mari evenimente la București, la Chișinău, la Iași, în care Academia Română își are partea sa importantă. Pe de altă parte, noi, printre asemenea acțiuni, cum este lansarea timbrelor cu imagini ale făuritorilor României de acum 100 de ani, omagiem ceva ce, din păcate, nu mai există, omagiem oameni de stat ai României. Când spun oameni de stat, am mai spus-o de câteva ori, mă gândesc la cei care s-au gândit la generațiile viitoare. Oamenii politici sunt cei care se gândesc la alegerile viitoare. Este o mică nuanță. Și, cum spuneam, mai de mult, este opinia pe care o am, de 70 de ani încoace, România nu a mai avut, practic de la moartea tragică la Sighet a lui Iuliu Manin, n-a mai avut oameni de stat. Poate viitorul ne va prilejui, va prilejui generația viitoare, întâlnirea cu oameni de stat care să realizeze mari proiecte, cum au fost cele trei mari proiecte ale României moderne, proiectul de la 1859, proiectul de la 1877, proiectul din 1918. Pentru a vorbi despre toate aceste lucruri atât de importante și atât de pătrunse în sufletul cel puțin unei părți a poporului român, sper că prin asemenea imagini tot mai mulți români vor lua cunoștință de figurile uneori uitate, benedrept, de făuritorilor României, vom putea să reparăm ceva
din istoria noastră mutilată de atâtea onori. Când vorbim despre unire, ne gândim foarte mult la Basarabia, ne gândim la Bucovina, ne gândim la Transilvania, Crișana și Maramureș, aceste ținuturi care s-au întors la patria mamă și altele după 20 de ani au plecat din nou. Aceasta este poate drama istoriei noastre naționale, dar astăzi să ne gândim la momentul astral de acum 100 de ani și să ne bucurăm că putem să o facem. Așa cum știți, la Alba Iulia, la 1 decembrie, au fost două biserici surori reprezentate de doi mari oameni ai României. Pe de-o parte, episcopul ortodox de Caransebeș, Mihon Cristea, pe de altă parte, episcopul unit de Gherla, Iuliu Vosu. A fost simbolic, ei erau acolo, în fruntea elitelor care au fost pe câmpul unirii de la Alba Iulia. Nu întâmplător, tocmai de aceea, sesiunea noastră va fi deschisă de două personalități ale Bisericii Române de astăzi. Este vorba de Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Patriarhal Varlaam Ploieșteanu, secretarul Sfântului Sinod, și de Preasfinția sa Mihai Frățilă, episcopul greco-catolic de București. Avem de asemenea onoarea să îl avem între noi pe excelența sa, Monsignorul Miguel Mauri Bunendia, nunțul papal. Este o reprezentare a bisericilor și, cum știți, ideea de unitate, ideea de latinitate, ideea de românitate au fost sprijinite de biserici și mai apoi de Academia Română, că este celălalt pilon al națiunii după biserică. Preasfinția voastră, episcopul Vicar Varlaam, faceți-mi onoarea și deschideți această sesiune. Laudă Sfințiile voastre, Preasfinția voastră, domnul președinte al Academiei Române, stimată doamnă director general al Bibliotecii Universitare, Cercare Universitare, onorată asistență. În primul rând, doresc să mulțumesc în numele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru invitația făcută de a participa la acest eveniment deosebit de important și foarte emoționant. În al doilea rând, transmit un cuvânt de binecuvântare din partea Părintului Patriarh, organizatorilor acestui eveniment, Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare, și un cuvânt cu totul special de mulțumire și felicitare pentru noul Academiar, pentru curajul cu care a depășit anumite prejudecăți ale istoriei și a publicat această serie de timbre dedicată marelor făuritori ai Unirii de la 1 decembrie 1918. În invitația făcută Părintele Patriarh, i s-a solicitat să prezinte un text despre personalitatea episcopului de Caransebeș, Mihon Cristea, amintit deja de domnul academician Răzvan Teodorescu, și vreau să vă anunț la început că tocmai zilele acestea a apărut la editura Bazilica din București acest mic volum cuprinzând cuvântările episcopului de Caransebeș, Mihon Cristea, legate de evenimentul Unirii
și de aniversările care au urmat evenimentul din 1918. De aceea doresc să vă citesc cuvântul înaintea Părintelui Patriar care însoțește această carte și care se intitulează Un luptător pentru unitatea poporului român și demnitatea Bisericii, Patriarhul Miron Cristea. Ardelean, născut la Toplița în 18 iulie 1868, primind la botez numele de Ilie, având o cultură teologică, filologică și filosofică solidă, dobândind în țară și străinătate, primul patriarh al României, Miron Cristea, s-a impus în istoria țării și a bisericii noastre prin trei calități remarcabile. Mare lucrător pentru libertatea și demnitatea românilor transilvaneni și pentru unitatea poporului român, bun organizator al vieții bisericești și promotor al demnității Bisericii Ortodoxe Române pe plan internațional. Ca luptător pentru libertatea și demnitatea românilor transilvaneni și pentru unitatea poporului român, Miron Cristea a desfășurat o intensă activitate culturală și socială prin înființarea băncii culturale Lumina, care își propunea să acorde din dobânzi burse elevilor și studenților români și să ajute financiar familiile doritoare să învețe meserii. Participarea la reuniunile Asociației pentru Cultura și Literatura Poporului Român din Transilvania, Astra, fiind din 1905 președintele despărțământului Sibiu. Susținerea înființării Muzeului Etnografic și Artă din Sibiu, căruia i-a alcătuit statutul, înființarea Societății pentru Crearea unui Fond de Teatru Român, înființarea tot la Sibiu a Reuniunii Române de Muzică, căreia i-a fost președinte, publicarea unor lucrări prin care a fost promovată cultura și civilizația românească, sprijinirea intensă a școlilor profesionale aflate sub îndrumarea celor două biserici românești din Transilvania. Inițierea și prezidarea conferințelor învățătorești, întreținerea unei corespondențe ample cu oameni de cultură contemporani din toate ținuturile locuite de români, ctitorirea sau salvarea numeroase biserici și școli românești din Transilvania și publicarea mai multor articole în Telegraful Român de la Sibiu, unde a fost și redactor, Tribuna de la Sibiu, Familia de la Oradea, Gazeta Transilvaniei de la Brașov, Libertatea de la Orăștie, Drapelul de la Lugoș, Luceafărul de la Budapesta, Țara Noastră de la Sibiu, Românul din Arad și Foaia de Cezară de la Caransebeș. Prin activitatea sa de sprijinire a emancipării românilor din Austro-Ungaria, Miron Cristea s-a impus încă din tinerețe, fiind ales la 21 noiembrie 1909, episcop al Caransebeșului, hirotonit arhierev la 20 aprilie și intronizat la 25 aprilie 1910. În această calitate a apărat școlile confesionale românești din Banat ca să nu fie desființate de autoritățile maghiare. La sfârșitul Primului Război Mondial, episcopul Miron Cristea a participat alături de episcopul greco-catolic Iliu Osu la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, dând actului Unirii Binecuvântarea Bisericii Strămoșești. De altfel, a făcut parte și din delegația care a prezentat actul Unirii de la 1 decembrie 1918 la București, arătând astfel participarea și contribuția Bisericii la realizarea Unirii din 1918. Ca bun al organizator al vieții bisericești, s-a remarcat încă de când era consilier mitropolitan la Sibiu, contribuind la ridicarea catedralei mitropolitane din acest oraș, lucru semnificativ și simbolic pentru națiunea românească din Transilvania, iar ca mitropolit primat, 1919-1925, a contribuit la reapariția revistei Biserica Ortodoxă Română. A înființat și organizat Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă, a înființat revista Apostolul Arhiepiscopiei Bucureștilor, Asociația Generală a Preotului Ortodox Român, precum și Seminarul Teologic de la Câmpul Lung Buscel pentru orfanii din Primul Război Mondial. A înființat noi eparhii,
mai ales în Transilvania și Banat, a Oradiei, a Padului, Feleacului și Clujului, a Armatei cu sediul simbolic la Alba Iulia, a Domnului și a cetății albe Ismail. Ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, ales în 4 februarie 1925, a inițiat și organizat redactarea și votarea noului statut pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române din anul 1925, prin care a contribuit mult la unificarea bisericească din noul stat realizat prin unirea de la 3 decembrie 1918. A înființat Episcopia Misionară pentru Românii din America în 1934, Episcopia Maramureșului în 1937, Academia de Muzică Religioasă din București, 1928, și a oblăduit Părintea Bibliei Sinodale din 1936, tradusă de preoții Gale la Aragon și Vasile Radu, sub urmarea Metropolitului Nicodim Munteanu, precum și tipărirea mai multor ediții ale Noului Testament. A construit actuala reședință patriarhală între 27 și 31, pe când era regent, a restaurat Catedrala Metropolitană din București, devenită în 25 Catedrală Patriarhală. Astfel, la 19 februarie 1929, a prezidat o comisie de experți care a analizat cele 12 locuri propuse pentru amplasarea noii catedrale. La 23 februarie 1929, comisia a reținut 3 propuneri. Piața Bibescu Vodă la poalele Teatrului Mitropoliei, pe locul Marelor Centrale, terenul pe care se află acum Hotelul Intercontinental și Teatrul Național și terenul de pe dealul Mihai Vodă, unde se afla atunci Arsenalul Armatei și unde se lansă acum noua catedrală patriarhală. Ca promotor al demnității Bisericii Ortodoxe Române pe plan internațional, Patriarhul Miron Triste a trimis tineri ca bursieri la studii în străinătate, a delegat reprezentanți la conferințele interortodoxe desfășurate la Constantinopol și Muntele Athos, precum și la multe întâlniri ecumenice, a călătorit în Orient și a vizitat locurile sfinte, a înființat și organizat la Ierusalim reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și a edificat 2 biserici românești la Ierusalim și la Iordan. De asemenea, Patriarhul Miron Trist a intervenit la Patriarhia Ecumenică pentru aplanarea așa zisei schisme bulgare și a oferit Bisericii Ortodoxe Bulgare stâncul și marele mir în perioada în care această biserică se afla în conflict cu Patriarhia Ecumenică. A intervenit pentru recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Albaneze, a efectuat vizite frățești în Anglia și Polonia, a fost ales președinte al Conferinței Regionale a Alianței Mondiale pentru Frățirea Popoarelor prin Biserică și a organizat Conferința Română-Anglicană la București în anul 1935. Patriarhul Miron Triste a fost recunoscut și omagiat pentru meritele sale de Academia Română, devenind în 1919 membru de onoare al acestuia. Mai târziu, în condiții grele pentru țară, și-a asumat responsabilitatea de regent între 20 iunie 1927 și 8 iunie 1930, iar între 10 februarie 1938 și 6 martie 1939, ziua morții sale, a fost prim-ministru al României într-o perioadă de criză politică premergătoare celui de-al doilea război mondial. Patriarhul Miron Triste rămâne conștiința tuturor ca fiind titorul Patriarhiei Române și promotor al demnității Bisericii Ortodoxe Române în timpurile moderne și unul din importanții promovitori ai Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Avea simțul sau conștiința instituției și era un om postular și priceput. A învățat atât de la români cât și de la străini ceea ce este folositor bisericii și neamului românesc. A luptat din tinerețe până la sfârșitul vieții pentru demnitatea națională românească, atât a țării și a bisericii. Este interesant de văzut felul în care este redactat testamentul său referitor la Sfântul Toplița construit pe locul casei părintești. Fiecare bănuț este menționat, proveniența lui și destinația lui, cu o grijă și o meticulozitate care impresionează foarte mult.
și care arată că era un om foarte bun divertisitor al lucrurilor materiale, cărora le dădea o profundă semnificație spirituală. Era în același timp un bun organizator și un vizionar, un om cu simț practic și cu vederi lați peste timp. De pildă aici la Patriarhie, nu doar a reparat un neclădit, ci a tutorit paratul patriarhal, încât Patriarhia trebuia să aibă o reședință de o anumită identitate pentru a fi respectat atât în interiorul cât și în afara țării. Patriarhul Miron s-a luptat și pentru construirea unei catedrale noi, deoarece vechea catedrală metropolitană nu mai corespundea nevoilor Patriarhiei înființate în 1925. Acest sit al instituției l-a dobândit și cultivat mai ales în Transilvania, unde Biserica Ortodoxă Română se afla în competiție cu alte confesiuni, care aveau o organizare instituțională foarte puternică și impresionantă. În Imperiul Austro-Ungarie, partide romano-catolice și bisericile protestante aveau o puternică orientare instituțională. Ca atare, simțul instituției se vede peste tot în lucrarea Patriarhului Miron. De pildă, în statutul din 1922 al Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, se prevedea necesitatea unui cotidian al bisericii și se prescriza că acest ziar trebuie să se vândă la chioșcul în oraș, ca prin el să fie cunoscută lucrarea misionară a bisericii și preocuparea ei pentru viața poporului român. Mai mult decât atât, Patriarhul Miron avea și un simț profund al simbolului instituțional. De la Patriarhul Miron avem nu numai cărșa de argint masiv pe care el a primit-o de la regele Ferdinand când a fost intronizat, ci și crucea patriarhală, care este inspirată din crucea sau croița românească din părțile mistice. Crucea patriarhală actuală a fost concepția primului patriarh al României. Mesajul ei simbolic arată că această cruce se amplifică la infinit. În acest sens, noi avem două expresii artistice majore care ne leagă de eternitate, adică exprimă dorința românilor de înmurire sau de înmurire veșnică, și anume coloana infinită a lui Grâmbuș și crucea patriarhului Miron Cristea, pe care o putem numi crucea infinită. Această cruce ne arată că din Iisus Hristos izvorește și se dăruiește de continuit harul iubirii sale răstignite și înviate, a iubirii sale divine umane care cuprinde tot Universul, pentru a-L sfinți și a-L aduna cu Hristos și în Împărăția Preasfintei Treimi. Încă o dată transmite de numele Părintelui Patriarh un cuvânt de fericitare și de binecuvântare pentru cei care au avut această frumoasă și nobilă inițiativă de a emite această marcă poștală cu chipurile Frumitorilor Mari Uniri de la 3 decembrie 1918 și de a organiza acest eveniment de lansarea emisiei într-o prezență atât de minunată și de distinsă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim prea fericitului Părinte Patriarh. O să-mi dați voie să traduc foarte direct și nediplomatic ceea ce s-a spus aici atât de important. Există astăzi voci în România care își îngăduie să nege rolul lui Miron Cristea din tot felul de principii asupra care nu mă opresc. Probabil că știți că la un moment dat Banca Națională a fost ținta unor atacuri pentru că a bătut o medalie cu chipul lui Miron Cristea. Asemenea, unor asemenea atitudini inculte, unor asemenea atitudini, până la urmă, anti-românești, ne răspunde Patriarhia și ne-a răspuns astăzi Episcopul Vicar Varlam în acest text și vreau să adaug curajul neabătut al romfilateliei, ca și altădată a Băncii Naționale, de a nu ține seama de asemenea atitudini, repet, inculte și antinaționale. Vă mulțumesc foarte mult și îl rog pe... Excelența sa, Monseniorul Boendia,
sfânt și un apostolic să ne onoreze cu cuvânt. Preasfințiți-le voastre, excelențele voastre, doamnelor și domnilor. Simt o mare bucurie să particip la această lansare oficială de timbre cu ocazia centenarului Marii Unii, ca reprezentant al Sfântului Părinte Papa Francis, aș dori să salut cu multă căldură inițiativa Confilatelia pentru evenimentul de astăzi. Doi dintre factorii de țară pe care îi cinstim astăzi erau romanii ortodoxi, Ionel Brațianu, un prim-ministru muntean, și Miron Cristea, un transilvanian care avea să devină la 7 ani după Marea Unire, întuiul patriarh al Bisericii Ortodoxe. Celelalte doi erau români uniți cu Roma, greco-catolici, Iuliu Maniu și Iuliu Hosu, care avea să fie numit cardinal in pectore de către Papa Paul al VI-lea, încă din vremea comunismului. Vă felicit pentru a fi prins între cele 4 figuri istorice ale anului 1918 pe episcopul greco-catolic Iuliu Hosu, favoritor principal al Marii Unii, figura emblematică a generației sacrificată nu numai pe altarul Domnului, dar și pe cel al Patriei. Episcopul Hosu este un exemplu de dăruire și reconciliere. Faptul că cei doi, Iuliu, Maniu și Hosu, erau greco-catolici, nu era iată nici de cum un pericol, ci o răspundere comună pentru destinele țării și ale credincioșilor români. Deci, patriotismul veritabil nu este apanajul unei confesiuni, al unei partid, și nici măcar a unei majorități, ci este slujirea lui Dumnezeu, a patriei și a semenilor în binele comun. Dintre cei 4 reprezentanți al Unirii pe care îi cunoaștem astăzi, doar Iuliu Maniu și Iuliu Hosu au suferit iadul temniței comuniste, devenit simbol al rezistenței contra tărălugului sovietic, Iuliu Maniu s-a stins la Sibit, ucis ca un făcător de re. Sacrificiile noastre, spunea el înainte de arestare, vor demonstra lumii că poporul român nu a acceptat de bunăvoie sclavie. Aceasta va fi temeiul renașterii în demnitate a libertății poporului nostru. Din dragoste pentru Hristos și pentru țara, a care întregire povestise la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia, episcopul greco-catolic Iuliu Hosu a refuzat orice demnități oferite de comunist în schimbul trădării credinței sale. Credința noastră e viața noastră, a fost răspunsul episcopului Hosu. Doamnelor și domnilor, centenarul este așadar o celebrare a demnității, libertății interioare. Orice popor trăiește prin alegerile personalităților sale, care străducesc prin măsura adevărului și moralități. Dintre toți oamenii, drumeți și navigatori, cunosc cel mai bine valoarea
usole și importanța locului tare pe care poți să te exprimi. Mai mult decât semenilor, cei care experimentați asta, drumul și călătoria știu ce se întâmplă atunci când ceata de impresoană. Când totul în jur pare să se prăbușească, rămân neschimbate doar punctele cardinale care îți orientează calea. Este salvator, de asemenea, locul tare, stâncă, pe care să poți pune piciorul fără teamă că te afunzi. Acum un secol, la 1918, Iuliu Manin și Ionel Brațianu, dar și episcopul Iuliu Cosu și Miron Cristia, au fost asemenea călătorilor și navigatorilor care știu destinația, dar și de ce anume pot să pașească. Alături de regele Ferdinand și de regina Maria au înțeles România ca un loc stabil, un pământ tare al civilizației occidentale aici, la îngemanarea Occidentului cu Orientului, perché la răsărit se ridica spectrul comunismului, despre care amintea Sfinta Fecioară Maria la Fatima, cei doi oameni de stat român au făcut instituții moderne, democratice, o economie liberă, au garantat libertatea religiei, libertatea de conștiință și a cultului. Numai un regim de adevărată democrație ne poate întări țara și înalta neam, spunea Iuliu Maniu în fața Marii Adunare Naționale de la Alba Giulia, la 1 decembrie 1918. El vedea neamul său românesc, sentinela treasă și conștiința a civilizației. Cum să nu amintim atunci, cu recunoștință, centenarul Unire și scena de la Alba Iulia, când episcopul Iuliu Hoșu s-a îmbrățișat cu confratele episcop ortodox Miron Cristia, zicând mulțimii: pe cum ne vedeți, azi îmbrățișați, frateste? Așa s-a domina îmbrățișați pe veci toți, frații români. Cu 17 de ani mai înainte, în mai 1948, la Blaj, lângă Catedrala și pe Câmpia Libertății, episcopul greco-catolic Ioan Lemin și cel ortodox Andrei Săruna se prezentaseră în fața românilor la braț, ca braț. Doamnelor și exemplul episcopului Iuliu Hoșu, dar și al celor trei ilustri reprezentanți ai generației de sacrificiu de la Marea Unire, ne spune că oțelul României moderne a fost forjat din jertfa marilor caractere. Astfel a reușit țara dumneavoastră să supraviețuiască celor două regimuri totalitare care au desfigurat omenirea secolului 20. Avem astfel speranța prezentului, bucuria în care și, bineînțeles, putem privi
viitor. Avem ocazia extraordinară să facem din acest an o celebrare a reînnoirii devotamentului față de regea regăsirea spirituală a țării. Dar și bucuria reconcilierii între confesiunile istorice creștine, între bisericile ortodoxă și greco-catolică. Este un moment epocal pentru a redescoperi un nou elan sufletului romanesc, pentru a recunoaște în sfârșit, si face rodința, misiunea pe care Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea, în vizita de la București din 1999, a atribuat Romei ca fiind puntea dintre cele două lumi ale Europei. Vă mulțumesc! Excelența noastră, vă mulțumim pentru mesajul cu mai multe înțelesuri pe care l-ați transmis, care l-ați transmis într-o limbă românească care vă face onoare și arată că latinitatea occidentală, spaniolă, nu? Este atât de învecinată latinității orientale românești. Rețin, excelență, și mărturisesc că m-am gândit niciodată la această apropiere. Cei 2 iuliu este o metaforă aproape. Cei 2 iuliu care au trecut prin închisori, unul a și terminat acolo celălalt în exilul de la Căldărușani. Aș adăuga că și Ionel Brezeanu, dacă Dumnezeu nu l-ar fi chemat la dânsul mai devreme, a fi zăcut și el într-o pușcărie comunistă. Vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră și vreau să rog pe Preasfințitul Mihai Frățilă, episcopul greco-catolic de București, să ne vorbesc. Preasfințile voastre, Preasfinția voastră, domnule președinte interimar al Academiei, domnule academician, doamnă director Bibliotecii Centrale Universitare, doamnă director al Rofila Teliaș, distins auditor. Salut și eu această minunată inițiativă pe care ne oferiți astăzi. Și mulțumesc pentru invitația de a spune din postura de episcop greco-catolic al Capitalei un cuvânt despre Cardinalul Iulfosu. Pentru mine e o bucurie să rememorez cu prilejul acestei reuniuni figura unui mare patriot și prelat al Bisericii Române greco-catolice. Ziua de 1 decembrie, așa cum s-a spus deja, a fost construită prin consecvența unor mari sacrificii personale peste care s-a suprapus conjunctura favorabilă României de la sfârșitul primului război mondial. Tocmai de aceea este ne la locul său să credem că centenarul s-ar putea reduce la o simplă evocare. Dacă întorim o posteritate golită de suflul interior, acest an ne obligă. Cei tineri au nevoie să descopere de ce înaintașii lor s-au străduit să edifice o Românie unită și onestă în recunoștința lor față de ajutorul primit de la Dumnezeu. Singurele mărturii fotografice ale adunării de la Alba Iulia din data de 1 decembrie 1918 îi le datorăm lui Samuel Mârza, un tânăr greco-catolic pasionat de fotografie original din satul Galtiu, aflat la circa 12 km de orașul Maiunii. Una din aceste fotografii surprinde imaginea mișcată a episcopului român unit al pierdei Iulfosu, imortalizat în colțul din dreapta al cadrului cu o pălărie melon pe cap, în timp ce dădea citire
unui text de pe niște foi ținute în mână. Născut în 1185, fiul de preot remocatoric la rândul său, episcopul român unit al Ghetei a citit la Iulia rezoluția unii transilvaniei cu țara mamă, făcând parte apoi din delegația celor patru ardeleni, doi uniți cu Roma și doi ortodoxi, care i-au dus regele Ferdinand la București pe 13 decembrie 1918 proclamația României. Iuliu Hosu se va întâlni din nou cu perechea regală a României în dimineața zilei de 27 de mai 1919, urându-i bun venit în scurta oprire la gara din Gherla, înainte de intrarea triunfală în Cluj. Și de atunci s-a păstrat o fotografie, de data asta clară, cu tânărul episcop încadrat de regele Ferdinand și regina Maria. Trei zile mai târziu, pe 30 mai, mare trebuie să fi fost bucuria lui Iuliu Hosu, când, după întâia vizită a familiei regale la Alba Iulia, a fost de față la primirea regelui și a reginei în catedrala de la Blaj. Regina Maria ne descrie cu emoție scena. Citez, la Blaj am ajuns foarte târziu, este cel mai drag, cel mai simplu orășel, are ceva îngurioșător în el și el a fost întotdeauna un centru de cultură românească cu multe școli și preoți. Poate din toate primirile pe care le-am avut, continua regina, aceasta a fost cea mai entuziastă. Erau mii de oameni care aproape că își pierduseră capul de bucurie. Am avut un serviciu religios foarte tânăr și amabil de episcop Hosu, era și el acolo. Mi-a plăcut slujba de la biserică, se întunecase, biserica era plină de lumânări, m-am simțit înălțată, corul a fost frumos. Blașul mi-a lăsat o impresie deosebit de plăcută, spunea regina. Regina Maria, în aceeași vizită din Ardeal, în mai 1919, descrie o călătorie în țara moților, unde o bună parte a românilor erau credincioși uniți cu Roma. Sunt îngrijorătoare scenele pe care regina le descrie, simțindu-i pe țăranii moți, simpli, dar conștienți de momentul istoric, fiindcă fuseseră deja pregătiți sufletește. Astfel, în bucuria acelor oameni care le întâmpinau pe împăratul tuturor românilor, regele Ferdinand, căruia toți îi sărutau mâna cu respect, se regăsea și moștenirea pe care Biserica Română Unită a dobândit-o românilor prin Evanghelie și prin legătura de credință cu Roma. Această șansă istorică, pentru unii superficială și fără importanță, i-a pregătit însă pe România ardeleni să-și cunoască drepturile și i-a învățat în același timp răspunderea în fața vitregiei istoriei. Astfel, în bisericile și în școlile ținute de Biserica Unită s-a creat de-a lungul anilor o cultură de masă, ale cărei preocupări pentru latinitatea limbii și identitatea creștină, de tip bizantin, așa numită lege românească, schițau personalitatea poporului nostru. Lipsiți de drepturi civile ca nație, monarhia habsburgică, România au avut parte de apostolatul Bisericii Unite și ea a reușit să supraviețuiască tot așa cum a rezistat idealul său de demnitate națională presărat în suflete alături de crezul unirii de credință cu Roma. E vorba despre o istorie ocultată în comunism, în care această biserică a fost un motor de civilizație pentru toți românii. Mizând pe educație, pe excelență, pe verticalitate, expusă gândirii occidentale și acelui etos adâncit în istorie și aprins de zel misionar și cultural al catolicismului, Biserica Unită a marcat decisiv intrarea în modernitate a românilor transilvaneni. E de fapt imposibil să înțelegem pe deplin motivațiile și traiectoria unor personalități greco-catolice, cei mai mulți, fie preoți, fie copii de preoți, fie în directă legătură cu aceste suflete ale clerului, fără să ne referim la însăși viziunea despre lume și istorie pe care Biserica Unită a putut să o facă în viziunea Transilvania prin apartenența ei la Biserica Universală. Ne aflăm aici în fața unui parcurs cultural care nu poate fi ignorat. Tot ceea ce apusul a oferit prin
prin recetarea acelui iluminism impregnat de spiritul Evangheliei și a conceptului de demnitatea persoanei care s-a cristalizat încet în Sfânta Socială a Bisericii și mai târziu prin recunoașterea răului și condamnarea lui în anii 30 din partea Sfântului Scaun al Romei, condamnarea nazismului, fascismului, dar și comunismului. De toate acestea nu aveau cum să nu marcheze pozitiv parcursul Bisericii Unite și ținuta credincioșilor săi. Privind cu detașare, primii ani după 1990, se poate constata, pe lângă frica de necunoscut de atunci, și inventivitatea morbidă în percepția adevărului istoric. Astăzi zâmbim la fantasmagoriile care, în viața celor ani pulburi, circulau pe seama Bisericii Române Unite reviate. Dar oameni bine dotați intelectuali au cedat atunci în fața prejudecăților stabilite în timpul regimului comunism. Îmi amintesc de pildă cum se spunea că cred că catolicii nu voiau altceva decât să dea unicurilor ardealul și cum se tăcea asupra apartenenței confesionale când era vorba despre Marii Români Uniți. Deși moștenirea comunistă a alterat simțul interior față de lucruri importante ale vieții, evocarea generației mai unii ne îndreptățește să vedem cum istoria valorilor este scrisă de persoanele de caracter care s-au opus compromisului. Statura și mesajul episcopului Cosu și ale bisericii sale, ale românilor uniți cu Roma, reprezentând o bună parte din totalul celor care au făcut actul de unire de la 1 decembrie 1918 la Iulia, ne confirmă astfel că valoarea vieții depinde de asumarea conștiinței morale și de alegerile pe care ea le inspiră. Ironia sorții episcopului Cosu a fost că după un apostolat remarcabil în Clujul Interbelic și în perioada sinistră în ocupații maghiare, a fost arestat și închis 30 de ani după unire în Bucureștiul pe care îl numea cu simplitate Sionul Întâlnirilor Naționale. Trecut prin universul concentrațional al comunismului care i-a desfințat biserica, episcopul și-a scris cu mari riscuri amintirile din închisoare în ultimii ani de viață trăiți sub asprimea domiciliului forțat de la Mănăstirea Crădărușani. În acest manuscris publicat postum, abia în 2003, episcopul cardinal Iuliu Cosu revelează posterității locul în care se situează adevăratele valori creștine și care este indicele autentic al lui neam. Decedat în 1970, după 22 de ani de închisoare și domiciliu forțat, a reușit să dea mărturie în infernul persecuției pentru adevărul iubirii lui Hristos și alertării, depășind prin discreție, răbdare și speranță, publicitatea sau recunoștința pe care lumea o distribuie numai cu scopuri precise. Reconstituind istoria ultimilor ani din viața cardinalului Cosu, postulatura cauzei sale de beatificare de la Roma, făcând apel la documente inedite și foarte prețioase, dar și la studiile istoricilor serioși, a putut prelua în mod implacabil următoarea concluzie, citez: cardinalul a rămas până la decesul său un intransigent militant al reființării Bisericii Române Unite, manifestând repulsie față de orice manevră drabată amabilitate față de instituția sa eclezială care continua să fie reprimată. Desigur, spun istoricii, intransigența nu e echivalentă cu soluții radicale și inutil riscante. Meritul lui Cosu a fost menținerea în același registru al intransigenței și moralității, nu doar în epoca confundării și persecuții deschise, dar și cea a deschiderii de după 1964, în care efuziunile sau festivismul în relațiile est-vest, capitulările și compromisurile deveniseră exerciții moderne. Polița filatelică de astăzi comemorează, așa cum bine știm, patru mari români aparținând celor două confesiuni creștine care au favorit România Unită. A fi român de caracter nu este, prin urmare, un privilegiu
politic, nu e un capriciu, nu e apanajul unei majorități, nu e apanajul unui spirit sau unei facțiuni și nici măcar privilegiu confesional. Viața fiecarei personalități este un miracol al perseverenței în față de un adevăr și moralitate. Domnilor și doamnelor, mulțumindu-vă încă o dată pentru răbdare, amintindu-ne de titlul acestui loc care spunea unde nu e datorie, nu e drept și unde nu este ordine, nu este libertate. Tot ceea ce s-a întâmplat după 1918 și până la venirea comunismului a arătat că românul a avut această șansă de a-și gestiona istoria, chiar dacă pentru multe secole istoria aceasta fusese folosită de alții. Ce-a fost însă mai devreme și făcut inclusiv prin meritul indiscutabil al Bisericii Unite, este că românii, lăsați liberi să-și construiască destinul, au putut să-l asume pentru a intra într-o lume civilizată. A citit trecutul în spirit de reconciliere pentru forjarea caracterului de mine, nu este doar cea mai importantă lucrare favorabilă adevărului, ci și singura apoteoză firească pentru orice neam serios care se respectă. Dumnezeu să binecuvânteze România și să-i pomenească în veci. Mulțumim preasfinția noastră pentru rememorarea marelui român care a fost în Cosul, pentru excursul pe care l-ați făcut în istoria Bisericii Greco-Catolice, că a fost ministru și al cultelor, ca ortodox pot depune mărturie pentru faptul că această biserică, astăzi, mai puțin importantă decât altă dată numeric, este moralmente o biserică de o mare verticalitate și de un spirit național pe care am putut de mai multe ori să-l verific când era ministru. Și aici e cineva care poate să depună mărturie. Am încercat, convins, fiind enoriaș al Bisericii din Polonia 50, care era pe atunci ortodoxă, ca ea să revină Episcopiei Greco-Catolice, tocmai pentru că știam ce multe lucruri au făcut Greco-Catolice, chiar și în București, nu numai în Transilvania. Doamne și domnilor, ați auzit vocile distinse și distincte ale Bisericii. O biserică care este un pilon al nației. Spuneam adinoară, cel de-al doilea pilon al nației este Academia Română și cu mare bucurie îl invit pe academicianul Cristian Rea, președintele nostru în momentul de față, să ia cuvântul. În altă secția voastră, Patronat Cruștean, în altă secția voastră, Patronat Cruștean, membru de onoare al Academiei Române, excelența voastră, Monseniorul Guvernului Iulia, în altă secția voastră, Mihai Crăsilă, onorată asistență. Vă rog să îmi îngăduiți ca numele Academiei Române și de ce nu și anul personal, să mulțumesc pentru o amabilă invitație de a lua parte la această sesiune organizată de Rom-Filantropia, dedicată la vechiului centenar al Marii. Se cuvine să apreciem atât inițiativa, dar mai ales munca dumneavoastră, închinată punerii în valoare prin intermediul mărcilor poștale, a celor mai de seamă evenimente și personalități ale istoriei noastre naționale, începând cu anul de glorie
1918 până astăzi. Sărbătorim anul acesta 100 de ani de la evenimentul austral al istoriei noastre, unirea tuturor provinciilor românești în granițele uneia și a celuia stat. Prin unirea Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei, Maramureșului, Pișanei și Banatului cu patria mamă, se înfăptuia visul de dorul cui au răposat și moșii și părinții, așa cum atât de frumos spunea Octavian la Gogol. Acum 100 de ani, românii au trăit bucuria de a se găsi la oaltă, de la Nistru până la Tisa, în granițele aceluia stat. Unitatea de limbă, de credință, de tradiții și obiceiuri i-a unit dintotdeauna pe români, chiar și atunci când au fost nevoiți să trăiască despărțiți. Procesul început în anul 1859, prin unirea celor două principate române sub unul și același domn, Alexandru Ioan Cuzan, eveniment comemorat cu înaltă prețuire pe data de 24 ianuarie de către Academia Română împreună cu Patriarhia Română la Palatul Patriarhiei Române, unde a avut loc, de fapt, unirea, a reprezentat un prim pas spre căurirea Unirii Celei Mari. Eveniment măreț în istoria românilor, aniversat astăzi de Romfilatelia, prin lansarea emisiunii de mărci poștale, făuritor în Marii Unii și prin expoziția filatelică dedicată centenarului. Izbucnirea celei din tâi conflagrații mondiale a găsit pe români mai uniți ca niciodată în dorința de a înfăptui idealul istoric de întregire națională. Poporul român, de la clasele conducătoare la intelectualitatea academică și universitară, de la trăitorii de la orașe la marea comunitate a țăranilor, și-au unit eforturile pentru realizarea visului de aur de unitate națională. Iată de ce, când România a hotărât intrarea în războiul ce se derula în Europa, toți, ca la un semn, au răspuns cu un entuziasm greu de descris. Au fost 2 ani de luptă, de lupte grele și sacrificii, atât pe front cât și în spatele frontului. În primele momente de euforie din vara anului 1916, când batalioanele române au reușit să treacă munții Carpați, au urmat zile amare ale înfrângerilor de pe Olt și Jiu, Turtucaia și de pe Iașov, urmate de ocuparea de către trupele inamice a unei mari părți a teritoriului țării. Românii nu și-au pierdut speranța. Refacerea armatei române, acțiune care s-a bucurat de ajutorul dat de misiunile militare străine, între care cea franceză a fost hotărătoare, a condus la obținerea nemuritoarelor victorii din vara anului 1917 de la Mărășești și Orcus, care au deschis drumul spre Marea Unire ce avea să se realizeze la 1 decembrie 1918. Vorbind de participarea misiunilor militare, dați-mi voie să salut aici pe excelențele lor reprezentanții Corpului Diplomatic din România. În martie 1918, Basarabia a fost prima provincie românească care a hotărât unirea cu România, urmându-i în noiembrie cu
Bucovina, în decembrie, Transilvania, Chișana, Maramureș și Banatul. Aș dori să menționez în găduința dumneavoastră că Academia Română, împreună cu Academia de Științe a Moldovei, în data de 27 martie, când a avut loc semnarea trecerii Basarabiei la Țara Românească, deci cele două academii organizează în data de 27 martie la Chișinău o sesiune comună, urmând a doua zi, pe 28 martie, continuarea sesiunii comune la filiala Academiei Române de la Iași. Evenimentele de acum 100 de ani au fost înfăptuite de întregul popor român. În frunte s-au aflat o serie de figuri emblematice. Regele Ferdinand Întregitorul, Regina Maria, mama părinților, prim-miniștri Ion Ilie Brătianu și Alexandru Marginoman, oameni politici ca Ioan Inculeț, Ștefan Cioban, Vasile Golici, Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Băsești, episcop de care s-a vorbit aici, episcopul Miron Costin și Iuliu Hostu, generalii Ion Dragalina, Alexandru Averescu, Constantin Presan, Gheorghe Bărdărescu, Traian Roșoviu. Acestora li se adaugă, doamnelor și domnilor, mii de eroi căzuți pe câmpurile de luptă. Între ei, Gheorghe Coenar, Bordea, Ecaterina Teodorou, Grigore Ilinar, Constantin Mușar, Maria Manciulea și mulți, știuți și neștiuți, care cu prețul supremei jertfe au apărat Pământul Românesc, pregătindu-l pentru întrecerea de plină a țării noastre. Între instituțiile care au contribuit la înfăptuirea Unității Românilor s-a aflat fără îndoială și Academia Română. Încă de la înființare, în urmă cu 152 de ani, prin alegerea de membri din toate provinciile locuite de români, instituția academică a reprezentat unitatea culturală și spirituală a poporului român. În anii tragici ai războiului, Academia Română a împărtășit alături de întreaga națiune greutățile prin care treceam. Membrii Academiei Române, fie că au rămas în capitala ocupată, fie că s-au refugiat la Iași, au continuat să-și desfășoare activitatea prin publicarea de studii și cărți, prin conferințe sau articole în presa vremii. În prim planul activităților publice s-au aflat numeroși membri ai Academiei Române, printre care menționez Nicolae Iorga, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Octavian Gogă, Lucian Blaga, Alexandru Repedatu, George Enescu, Ioan Canta Cusino și nu numai, în vreme ce alții se aflau direct pe front. Nicolae Bănescu, Gheorghe Ibrătianu, George Tocărceanu. Mulți dintre aceștia comemorați în colecțiile de timbre care sunt emise de către Romfilatelie. Rolul Academiei Române, a membrilor ei la înfăptuirea Unității de Crime a României, a fost subliniat de însăși regele Ferdinand în ședința solemnă din mai 1919, prilejuită de sărbătorirea instituției noastre academice. Citez. În lupta sfântă pentru unirea tuturor românilor, Academia Română și-a avut parte de importanță pe terenul culturii, aducând un vibrant omagiu generației de la 1866, citez, care anul înființării Academiei, care a reunit în cercul prestâns al viitoarei Academii
pe bărbați luminați din toate ținuturile românești, închei citat. Rememorând evenimentele de acum 100 de ani, se cuvine să ne plecăm frunțile în amintirea tuturor celor care au contribuit la întregirea țării. Exemplul lor de profund patriotism a rămas ca o moștenire de preț în sufletul românilor, cum spunea căribicianul Răzvan Teodorescu, al multora dintre români, îmbărbătându-ne atunci când ne amintim de faptele părinților, bunicilor și străbunicilor noștri și îngăduiți-mi să cred tări că ne va îmbărbăta și mobiliza în clipe de reștiște prin exemplul adevăratului patriotism a clipei astrale când contează doar binele făcut pentru țară. Sper ca faptele de măreție și patriotism ale predecesorilor noștri care au contribuit la marea venire, dăruindu-ne o țară liberă și unită, așa cum au visat-o moșii și strămoșii, să ne îndemne pe noi, cei de astăzi, pe copiii copiilor și nepoții nepoților noștri, să fim uniți și demni de a face din România țara care să fie la locul ce îi se cuvine, spune eu cu toată tăria, pe măsura potențialului pe care îl are în rândul națiunilor prospere ale Europei și ale întregii. Așa să ne ajute Dumnezeu. Astăzi dăm startul unor acțiuni, grație la filatelie, care vor continua. De astăzi, într-o săptămână, vom fi la Chișinău, de mâine, într-o săptămână, vom fi la Iași și ne vom aminti exact ce s-a întâmplat acum 100 de ani, când în numele Academiei Române Petru Poni, chimistul Petru Poni, saluta pe patrioții basarabeni. Amintesc încă o dată acest detaliu. Patrioții basarabeni au venit să se unească cu o Românie care era sfârtecată. Era o Românie trei sferturi ocupată și ei au dorit totuși să vină în această Românie. Lucrul ăsta nu trebuie să ne uităm niciodată. Ați amintit, domnul președinte, un nume care trebuie să fie pe buzele tuturor, pentru că este printre făuritorii Unirii. Marele Nicolae Gheorghe. Institutul de Istorie al Academiei, nava amiral, de fapt, a istoriografiei, poartă numele Nicolae Gheorghe și îmi face plăcere să-l invit pe doctorul Ovidiu Cristea, directorul acestui institut, să ne vorbească. Să ne adresez la rândul mulțumirile și recunoștința organizatorilor acestui eveniment, Biblioteca Centrală Universitară și Botul Bateria, pentru că în anul acesta este o datorie să ne amintim de cele întâmplate acum 100 de ani. Iar lansarea unei serii de timbre consacrate acestui eveniment constituie, în opinia mea, un mijloc foarte eficient de a ne aminti compatrioților noștri, nu numai evenimentul în sine, ci și marile figuri ale făuritorilor. Ca istoric, mi-este foarte greu să vorbesc despre participarea României la Primul Război Mondial și despre făurirea Marii Unii. Din mai multe motive. În primul rând, pentru că nu sunt un specialist în acestei perioade și aceste două evenimente, participarea la Marea Război și sunt mult mai importante pentru a le împinge din episodul dintr-un discurs simplist și plin de platitudini. Cred însă că este de datoria fiecărui istoric român să își explice și să explice seminilor săi o serie de lucruri și, în primul rând, o serie de situații aparent paradoxale. În primul rând, trebuie să ne gândim ce era România, ce erau românii la începutul secolului al XIX-lea și să ne dăm seama că, mai puțin de 100 de ani, acest popor parcă uitat de
istorie, a reușit să parcurgă etape spectaculoase, să fie, să-și afirme identitatea în timpul Revoluției de la 1848, să realizeze o prima unire în 1859, să își obțină independența nu la masa tratativă, dar și plătind tributul de sânge alături de regele Carol I și de armata românească, de armata rusă în timpul războiului de la 1877-1878, pentru ca apoi să realizeze acest moment culminant, unirea de la 1918. De asemenea, trebuie să nu uităm că România, de la sfârșitul secolului al XIX-lea, a fost practic aliata puterilor centrale, în tabelă închisă. Am fost aliații Germaniei și Austro-Ungariei până în 1914. Și că această direcție politică, cel puțin în momentul declanșării Primului Război Mondial, părea să fie continuată. Consiliul de Coloană, însă, care a discutat atitudinea pe care România trebuia să o adopte, a decis, în ciuda opoziției bătrânului rege Carol I, care din motive leste, de înțeles, a fi dorit ca România să intre în război alături de puterile centrale și de punctul de vedere contrar al lui Petre Becap, care susținea că în viitorul război România va avea de suferit dacă se va alia cu Rusia. Deci, acest Consiliu de Coloană a decis ca România să rămână neutră. Și a decis ca România să rămână neutră pentru că Ionel Brătianu și guvernul de atunci a considerat că este un moment mult mai important pentru ca România să cadă victima unei decizii foarte primite. Dar aminte, a argumentat atunci Brătianu, România nu avea datoria să intre război, în ciuda alianței stabilite, pentru că Austro-Ungaria nu era agresată, ci fusese statul care declanșase conflictul împotriva Serbiei. Această alianță cu puterile centrale, făcuse ca în perioada premergătoare, politica externă a României să oscileze oarecum în două direcții. Cea pe care o știm cu toții și care a dus la unirea din 1918, spre Transilvania, în primul rând, dar a mai existat o concepție care s-a materializat în urma păcii ce a plâns de la București și a pus capăt războaielor balcanice, care visa la o Românie mare spre sudul Dunării și alipirea locului sud, a catilaterului Globaciului de-al doilea război balcanic, constituia un pas în această direcție. Interesant este că această direcție era încurajată de Austro-Ungaria, în timp ce Rusia, aliată tradițională a Bulgariei vecine, părea mai degrabă să încurajeze România să se orienteze spre Transilvania și spre puterile centrale. Înțelegem astfel mai bine de ce la Consiliul de Coloană cele două puncte de vedere au fost în divergență și până la urmă de ce a prevalat punctul de vedere al lui Ionel Brătianu. A urmat o perioadă de neutralitate. Aici, unele voci critice spun, nu știu, cu temei, eu cred că cu puțin temei, că au fost ani pierduți. Și dovada aceasta, spun vocile respective, este că odată intrată în război, România a avut de suferit înfrângeri catastrofale. Cred însă că nu este bine să ne plictim judecăți și că ar fi bine ca istorici, nu numai ca istorici, să ne punem puțin în pielea personajelor care au luat niște decizii. Să reflectăm mai întâi la faptul că, asemenea celor două viziuni politice diferite, și la nivelul armatei române au existat două strategii diferite. Una împărtășită de generalul, pe urmă mareșalul Alexandru Averescu, care considera că România trebuie să, în viitorul război, să se apere, să apere linia Carpaților și să declanșeze o ofensivă la sudul Dunării. O a doua care viza intrarea armatei române în Transilvania. Și dacă aceasta a fost direcția urmată, trebuie să înțelegem foarte bine că ea s-a făcut nu numai sub presiunea opiniei publice, dar și cu un calcul politic foarte precis. În opinia lui Brătianu și a celor care au fost de părerea lui, România la masa tratativă, în caz de succes, trebuia să demonstreze că luptase cu arma în mână și că merita teritoriul pe care îl revendica. Experiența lui Ion Brătianu la Congresul de Pace de la Berlin, când România, în ciuda participării, fusese practic neglijată în teritoriul sudul Basarabiei, fusese scos în Moiseda, în schimb Dobrogea, reprezentau amintiri foarte dureroase și cred că putem înțelege de ce armata română a intrat în Transilvania. Sigur, au urmat înfrângerile, dar iarăși nu trebuie să fim
uităm că regele a început să intervină în momentul în care unitățile germane au intrat în luptă și că aceleași unități germane au avut victorii uneori zdrobitoare pe frontul de răsărit, la acele mazoliere, împotriva unei armate ruse mult mai numeroase și mai bine pregătite, și au ținut în șah ani de zile pe frontul de vest armatele francului britanice. Prin urmare, e ușor să spunem, armata română nu a fost pregătită suficient, dar în fața unor puteri mult superioare și ca pregătire și ca tradiție și ca toți ce doriți, era foarte greu să rezistăm. Și totuși, în ciuda plângerii, în ciuda haosului pe care orice dezastru vital îl provoacă oricărei puteri de pe lumea aceasta, cred că ar trebui din nou să ne aplecăm mai atent și să nu ne grăbim în a judeca anumite evenimente. S-a vorbit despre înfrângerea de la Tortugaia. Da, reprezintă un episod dureros, dar cercetări recente arată că prețul plătit de armata bulgară pentru această victorie a fost uriaș. O treime din corpul de soldați și de ofițeri bulgari, potrivit arhivelor bulgare, au căzut la Tortugaia. Asta înseamnă că totuși armata română nu a făcut doar figurație. De asemenea, trebuie să ne amintim că a existat un plan de contraofensivă a generalului Averescu la sudul Dunării, care urma să surprindă, să taie legătura între armata bulgară și cea germană. Acest plan a fost abandonat tocmai pentru că unitățile compuse a Averescu au trebuit să apere pasul de Branc și de Dar, iar această apărare a fost decisivă pentru că a evitat separarea trupelor din Muntenia, care erau în retragere de trupele aflate deja în Moldova. A urmat un moment, unul dintre cele mai frumoase momente din istoria neamului nostru. Victoriile de la Mărășești, Tuz, Mărăști. Aș evoca doar victoria de la Mărăști. De ce? Pentru că este singura victorie ofensivă. Este o victorie care a surprins chiar și pe aliații francezi veniți să vadă planul de operații și care l-au întrebat pe Mărăști la sfârșitul discuției, bine, dar a studiat harta terenului, pentru că mi se pare o întreprindere extrem de nebunească. Și Averescu a răspuns, da, am studiat-o și tocmai aceasta este miza. Inamicul nu știe că îl vom ataca în acel loc, pentru că terenul este extrem de accidentat și urmat. Și urmarea acestei inițiative a fost o victorie care nu a putut fi exploatată la maximum, pentru că, știm cu toții, aliatul rus era într-o situație nu tocmai fericită, iar unitățile ruse, multe dintre ele, tocmai evenimentelor din Rusia Revoluției din martie, erau în descompunere. Tocmai datorită acestor evenimente, a celor petrecute în Rusia Revoluției din martie, urmată de Revoluția Bolșevică și a semnării păcii de la Brest-Litovsk, România a trebuit să iasă în 1918 din război, printr-un tratat încheiat la Buftă. Din nou, voci critice par să incrimineze decizia luată de guvernul Marghiloman, guvernul de la București. Dar să nu uităm din nou că lipsa unui sprijin eficient din partea armatei ruse, lipsa unei ofensive susținute la Salonic, pontul de la Salonic, care tocmai ar trebui să ușureze presiunea militară asupra României, în momentul respectiv, nu prea aveam de ales. Trebuie totuși subliniat ce asta s-a făcut. Gestul extrem de admirabil, gest la legiului Ferdinand, care a refuzat să ratifice pacea și, de asemenea, decizia legiului Ferdinand în luna noiembrie de a ordona reintrarea armatelor române în război. Război care pentru armata română nu s-a terminat neapărat în 1918, este și campania din Ungaria, din păcate, prea puțin cunoscută, care ar merita o cercetare mai atentă și care a fost provocată tocmai din dorința lui Ion Grățean de a avea un argument în plus la tratativele de pace ce urmau să se deschidă. Și astfel s-a încheiat, să spunem, participarea militară. Războiul pe câmpul de luptă a fost continuat de un război diplomatic, din nou, poate insuficient cunoscut la toate dimensiunile sale. La un moment dat, chiar Grățean a fost dezaprobat de reprezentanții puterii mai militare, a fost nevoie de toată priceperea corpului diplomatic român și a intervenției Reginei Maria pentru ca România să obțină până la urmă ceea ce își propusese să obțină. Ar fi foarte multe de spus, ceea ce am dorit eu să prezint a fost, dacă aveți câteva mici paradoxuri, mici episoade care ar necesita o mai bună rămurire. Și aș încheia, pe de-o parte, evocând o dialog celebr între Nicolae Iorga, fondatorul Institutului pe care îl reprezint, și Peter Becar, reprezentantul direcției politice favorabile a Germaniei și mai ales ostilă Rusiei.
după 1918, eu mi-am alătat pe Părintele Gagă, Ioane Petrache, cine a alătat pe noi sau dumneata, Gagă îi răspunde, Ioane, Iorgule, de toate am avut, eu băiați am avut noroc. Nu știu dacă am fost vorba doar de noroc. Din ceea ce am încercat să vă prezint, reiese că a fost mai mult decât atât. A fost rezultatul unor decizii foarte bine cumpănite de câte oameni de stat, pentru academician Răzvan Tudorescu amintea acest lucru în introducerea acestei sesiuni de comunicări. Și că a fost așa, o judecată foarte cumpănită, stă în dialog pe care Ionel Brăzeanu a avut cu fiul său istoric, spunându-i într-o paralelă între Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, poate că pentru tine, ca istoric, Ștefan cel Mare este un personaj mult mai important datorită faptului că a fost mereu învingător și a rămas până la sfârșit pe tron, dar pentru mine, ca un politic, Mihai Viteazul este cel mai important, pentru că dincolo de deciziile lui, dincolo de succesele lui și de câștigurile lui de moment, ne-a dat nouă urmașilor un proiect de țară. Și închei spunând că și Institutul Iorga, cu mijloacele sale, încearcă să omoreze acest proiect de țară de înaintea și noastră. Săptămâna aceasta, până duminică, în colaborare cu Facultatea de Istoria Universității din Iași și cu Institutul Adexenă, cu și toate instituții, participăm la o conferință organizată la Iași. Vă mulțumesc pentru atenție. Pentru succinta, concentrată prezentare a unor evenimente, pentru spiritul său critic, pentru amintirea unui lucru de care trebuie mereu să ne reamintim noi, Ferdinand cel Loial, care a fost de multe ori criticat, desconsiderat, este cel care a refuzat ratificarea Păcii de la București, ceea ce ne-a dat drepturile mai apoi la Conferința de la Paris, pe care le știți. Amintirea marelui nedreptățit acum, în ultimile săptămâni, reconsiderat, am văzut la Buzău, Alexandru Marghiloman, cel care s-a dus ca prim-ministru la Chișinău în 27 martie. Ceea ce a fost un gest cu totul și cu totul special. Și amintirea faptului că centenarul Unirii și Războiului nu se încheie în 2018, merge cel puțin până în 2020. Este un lucru la care trebuie să ne gândim tot timpul. Doamnelor și domnilor, există o doamnă a mărcilor poștale românești. Așa o primi. O cunosc de ani buni și știm ce face. Dacă istoria culturii românești, istoria noastră națională, este prezentă în timpul mărci poștale, apoi doamnei Cristina Popescu îi se datorează foarte mult. O invit să ia loc la nu aici, sau dacă vrea aici, pentru că eu mi-am încheiat misiunea și îi mulțumesc pentru că mi-am credințat această misiune. Doamna Alexandru. Nu ne face decât să ne simțim mândri de a fi români.
istoria Mărcii Poștale încă de la 1858 și noi, în anul acesta, ca reprezentanța cui domeniu foarte interesant și atractiv colecționarea de timbre, ne onorează pentru că România va aniversa 160 de ani de la renumitele cap de bouri, cele mai reprezentative și mai scumpe timbre românești. Iar acest lucru va fi marcat printr-un moment special. Trebuie să menționez faptul că la sugestia unor instituții importante ale statului și a conducătorilor acestora am primit numeroase propuneri pentru planul editorial al anului 2018. Și Comitetul Consultativ al Comisiei Filatelice Naționale a considerat că este normal, o țară normală, așa cum cu toții ne dorim și este firesc, să marcăm începuturile și anul centenarului Marii Uniri prin mărci poștale reprezentative. Aș dori să vă prezint și să rețin ca un ultim moment al acestei importante, al acestei zile importante, o scurtă incursiune în mărcile poștale reprezentative care se află în patrimoniul României. Și permiteți-mi cu ajutorul colegilor să încep cu prima emisiune de mărci poștale care este reprezentată regele Ferdinand, emisă în 1919. Acest portret a fost reprodus pe mai multe timbre în perioada interbelică. Urmând ca în anul 1922 coronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria la Alba Iulia, în 15 octombrie, să fie reprezentate prin mărci poștale, emisiune care reproduce portrete de război ale suveranilor, regele Ferdinand cu o casă de combatant, regina Maria în uniformă de soră medicală. Într-un alt timp este medalionul regelui Ferdinand, alăturat cu un medalion în care este reprezentat Mihai Viteazul. Pe unul dintre timbrele emisiunii de mărci poștale este reprodusă și Catedrala Coronării de la Alba Iulia. O vedeți acum. Ferdinand, în timp regitorul, a fost reprezentat pe emisiunile filatelice atât în timpul domniei sale, cât și după dispariția sa neașteptată. În 1926, la împlinirea vârstei de 60 de ani, a fost introdusă în circulație o emisiune magială de mărci poștale care reproducea un portret de la maturitate al suveranului. În 1928, cu ocazia împlinirii unui deceniu de la Marea Unire, a intrat în circulație emisiune dedicată Basarabiei. Pe timbrele emisiunii au fost ilustrate monumente reprezentative ale regiunii, cetatea Hotinului, cetatea Albă, precum și sediul Sfatului Țării din Chișinău. În perioada 1928-1929 a intrat în circulație o emisiune de mărci poștale dedicată aniversării a 10 ani de la Unirea Transilvaniei. Timbrele emisiunii au fost ilustrate cu portretele regelui Ferdinand I, al lui Mihai Viteazul, al lui Avram Iancu, precum și cu Castelul Brad. Începând din anii 30, Marea Unire este reprezentată filatelic prin comemorarea unor bătălii din primul război mondial, Mărășești, Oituz, sau prin reproducerea unor monumente ridicate în memoria ostașilor căzuți. Monumentul Eroilor Oștelor, Arcul de Triunf, Monumentul Eroilor Aerului. În 1967, vedeți ce perioadă istorică, ce diferență de ani, la împlinirea unui deceniu de la moartea lui Constantin Brâncuș, a intrat în circulație un titlu care reproducea coloana fără sfârșit de la Târgu Jiu. Anul acesta am avut deja o emisiune, pentru că în 1918, începând construcția coloanei Infinitului, cinstirea eroilor de anul, o propunere pe care am primit-o și din partea Bisericii Ortodoxe a Preafericitului Părinte Daniel. De asemenea, un an mai târziu, în 1968, cu ocazia semicentenarului Marii Uniri, a fost introdusă o emisiune de mărci poștale care a marcat cele mai importante momente din istoria făuririi României Mari. Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, unirea Moldovei cu Muntenia și Marea Adunare Națională de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. În anii 70, Marea Unire a fost marcată prin introducerea în circulație a unor timbre care reproduceau monumente ridicate în memoria eroilor primului război mondial, coloana fără sfârșit, mausoleul de la Mărășești și Arcul de Triunf din București.
este interesant, pentru că vom trece la o altă perioadă, ideologizarea Marii Unirii Filateliei. Aici vom putea vedea că reprezentarea filatelică a Marii Unirii a suferit transformări ideologice, treptat dispar simboluri legate de 1918, adunarea de la Alba Iulia, fiind înlocuite cu elemente identitare ale regimului. Steaua roșie, secera, ciocan sau sistema de stat, cu formula clasică de din acea perioadă, făurirea statului național unitar român. Timbrele reprezintă momente istorice pe care noi le-am moștenit. Ele se regăsesc în patrimoniul României. Ele sunt o dovadă a perioadei istorice pe care, cu tot respectul, mulți dintre dumneavoastră și noi le vom putea povesti, așa cum se menționa, generațiilor viitoare. Oricând ele pot fi povestite, pot fi arătate, pot fi expuse atunci când se va solicita și când cineva își va dori cu adevărat să înțeleagă mult mai bine istoria. Trecem deja la personalități, pentru că vorbim chiar după momentul 1989. În 1992, Marea Unire fiind reprezentată filatelic prin imagini ale personalităților care au contribuit la făurirea României Mare. Aici avem pe regele Ferdinand, regina Maria, Ionice Brătian, Iuliu Maniu, Iancu Flondă, Pantelimon Halipa, Caterina Tudoroiu, Vasile Colbiș, Ștefan Ciciocu. Să rog colegii mei, ușor, să fi trecut prin... Dacă se mai poate o dată, te rog. Da? 75 de la mare an de la Marea Unire. Filatelia românească a manifestat un respect deosebit pentru suveranii Marii Unii, regele Ferdinand și regina Maria, fiind ilustrați pe timbre cât și pe plicuri de corespondență. Parteneriatul pe care domeniul de colecționare a cărților poștale și filatelia cu Banca Națională a României ne onorează și pentru că în ultimii ani am colaborat la reproducerea pe mărci poștale a unor monede avers și revers, acest lucru nu face decât să memoreze cât mai bine și în varianta de tipărit, nu numai aceea pe care foarte puțin colecționari poate le au acasă, pentru că monedele, într-adevăr, acelea dintr-un metal prețios, sunt și mai scumpe decât mărcile poștale. Însă, aici mai putem admira, de asemenea, și momentul din 2006, 140 de ani de la fundarea dinastiei regale române și 125 de la proclamarea regatului României. Asta, așa ca o notă personală, m-am bucurat atunci, toată echipa și noi toți, regele Mihai I a fost prezent la lansarea acestui moment important, semnând pe panou și stând cu noi de vorbă, povestindu-ne câteva momente din istoria filateliei. De asemenea, putem vedea în 2008, 70 de ani de la trecerea la cele veșnice, a reginei Maria, anul acesta, în planul editorial, ne vom bucura împreună cu reprezentanții Muzeului Peleș, data de 20 iulie, cu ocazia zilei Mărcii Poștale Românești, unde vom lansa 80 de ani de la trecerea la cele veșnice a reginei Maria. Heroismul armatei române în primul război mondial, precum și jertfa de sânge a eroilor căzut la datorie pentru idealul național, au fost tematici filatelice foarte prețuite. Aici vorbim de regina Maria în uniformă de soră medicală, fie că vorbim de reprezentarea pe timbre a unor monumente ale eroilor, cum este și crucea eroilor neamului de pe muntele Caraiman, portretele unor militari glorioși, precum Alexandru Averescu, Eremia Grigorescu, Caterina Tudoroiu, Ioan Dragalina, David Praporgescu, Radu Rosetti. Emisiunile de mărci poștale intrate în circulație în ultimele două decenii au cinstit cum se cuvine contribuția armatei și a ostașilor ei la înfăptuirea României. Ne vom bucura în toamnă, în 21 septembrie, alături de Biblioteca Centrală Universitară, partenerul nostru,
și cu Muzeul Municipului București, la partea a doua furnitoare ai Marii Uniri, în care vor fi reproduse alte personalități care ne-au marcat istoria, continuând seria evenimentelor importante. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vă mai rețin atenția câteva minute, descriindu-vă și emisiunea de astăzi, pe care vom avea onoarea să o lansăm împreună, și să vă menționez că, așa cum s-a discutat și cum s-a povestit, fiind cele patru personalități ionice Brătianu, Iuliu Maniu, Iuliu Cosu și Miron Cristea, emisiunea de mărci poștale de astăzi este completată de o coliță nedantelată, care ea își va avea sora, ca să-i spunem așa, în toamnă, la partea a doua emisiunii, fiind ilustrată alături de regele Ferdinand, alți făuritori ai Marii Uniri. Tache Ionescu, Alexandru Vaida Voievod, Constantin Stere, Samuel Mârza, Gheorghe Pop de Băsești, Sextil Pușcariu, Iacu Flondor și Ion Nistor. Iar pe timbrul coliței este reprodusă stema României Mici, care avea reprezentată cu teritoriile cuprinse în granițele țării până în 1918. Așa, închei scurta mea reducțiune și să vă mulțumesc pentru comunicările științifice de astăzi, să mulțumesc în mod special invitațiilor care au onorat acest important eveniment și să mulțumesc pe fericitului părinte Daniel, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, consultanții și sprijin documentar și realizarea acestei emisiuni. Să mulțumesc membrilor Comisiei Filatelice Naționale, organismul nostru consultativ, care ne acordă tot sprijinul la realizarea planului editorial. Să vă mulțumesc, părinte Biscop Vicar, patriarh Parlamentul Ploieștean. De asemenea, să mulțumesc excelenței voastre, Monsenior Coendia, și să vă asigur în același timp că vom continua proiectele noastre comune. Ne aduce aminte de proiectele pe care le-am realizat cu Departamentul Filatelic al Statului Vatican și, bineînțeles, cele care vor urma. De asemenea, să mulțumesc președintele Academiei Române pentru parteneriat și acest titlu, Cinstim Valorile României, nu face decât să marcheze prin mărci poștale istoria, cultura și tradițiile României. De asemenea, aș dori să mulțumesc și domnului și episcopului Frățilă pentru faptul că ați onorat invitația și am comunicat foarte bine și chiar ne-ați asigurat toată consultanța pentru emisiunea de mărci poștale. De asemenea, domnule academician Răzvan Teodorescu Cantoneala, să vă mulțumim pentru că 27 martie, seria de evenimente s-a bucurat de cuvântul dumneavoastră pe albumul magial, 100 de ani de ziua Mazarabiei din România. Moment important la București, în cadrul Parlamentului României, care vom lansa emisiunea 100 de ani de ziua Mazarabiei din România, la Iași, moment important, tot dedicat acest important eveniment albumului, pe care Primăria Municipului Iași l-a dorit să-l prezinte, ca și Primăria Municipului Buzău, pentru Alexandru Marghiloman, unde va avea un moment important. Sunt instituții care consideră, așa cum noi toți am apreciat astăzi și vă mulțumim în numele echipei noastre pentru cuvintele frumoase, că asemenea lucruri nu fac decât să ne onoreze. Așa cum stipulează actele Uniunii Europene, marca poștală, alături de in, alături de stea, alături de stea, ca și bacnota, este un adevărat simbol de țară. Vă mulțumesc foarte mult, vă rog și permiteți acum să vă invit. Să dezvelim parolul. Și astăzi, momentul acesta important, ne vom bucura de parolul după aceea în pol, va fi marcat prin semnătura dumneavoastră pe acest parol.
făcut fața. Nu? Și să admirăm expoziția filatelică de care am început. Mulțumesc foarte mult!